textele, deci nu copiate de... Să fie gata să-l găsim pe piață. Sper până în sărbători să reușesc să-l scot. Ori înainte, aș încerca și mi-aș dori foarte mult să pot să-l scot chiar de sărbători, înainte de sărbători de Crăciun. Dacă nu după, dar lupta mea e ca să-l pot face, că nu vreau numai să-l fac așa să fie făcut anapoda, dar vreau înregistrările să fie perfecte, deci fără orgă, că ați auzit poate în multe înregistrări, vioară, ceteră, să vorbim așa pe înțelesul tuturor, ceteră și orgă. Asta nu e compania Maramureșan. Stilul maramureșan pentru înregistrări, cum am făcut noi și Petreuși și alții, e ceteră, zongură, dobă, contrabas și braci. Și cum a zis? Ceteră... Nu, ultimul. Braci. Ce e ăla? Ziceți că... Braciul care... Că mulți dintre cei care o să vă vadă și o să vă citească, nu o să știe ce a... Detaliați-mi puțin. Braciul e tot asemănător cu cetera, dar face numai braci. Deci, cum să zic, face... Are o tonalitate aparte sau... Are o tonalitate aparte și... Deci, cum s-ar zice, împli un gol în partea muzicală... pe fondul muzical. Un fel de armonie? Un fel de armonie pe care ajută zongura și cetera. Așa. Asta e contrabasul și braciu, care sunt două instrumente, plus doba. Deci putem zice, domnule Erdan, că dumneavoastră faceți un apel la toți cei care cântă sau ceva să renunțe la aceste instrumente care nu sunt specifice. Nu specifice. Ba din contră îl alterează. Da, îl alterează și chiar și ei, și cu melodiile, și cu textile, chiar sunt mulți dintre ei care e păcat, deci ar fi foarte bine să se controleze, să se verifice. Iar cei ce sunt capabili și aud și cunosc muzica și mai sunt stare ca să dea niște dispoziții, să nu le permită oricând și oricum și oriunde să duc în altă parte, să duc acum în străinătate, să duc la anumite festivale în țară, unde zice că, uite, maramureșeni, dar nu se mai prezintă cum ne-am prezentat noi, maroșenii, adevărați, oricând. Deci se prezintă doar că are clopul în cap și cheptarul și zadile. Și de fapt... Și cântatul e... Cântatul... E cum e. Lasă de dorit. Domnule Erdan, vă mulțumim pentru amabilitate. Vă dorim sănătate, viață cât de lungă și să ne mai încântați cu melodiile dumneavoastră. Mulțumesc, eu sper din tot sufletul și îmi dau toată străduința cât mai exist să scot cântece cât mai frumoase și cât mai autentice, să rămână pentru cei ce vor veni din urmă. Și ne vedem la lansarea CD-ului dumneavoastră, în preajma sărbătorilor. Categoric, adică eu nu v-am spus pentru altele că după CD-ul ăsta care îl facem și îl scoatem, vreau să fac lansarea plăcilor, casetelor și a CD-ului, tot ce am făcut eu, deci sub formă de un spectacol, o lansare gratuită, deci eu... În cadrul unui spectacol de avergură mai mare? Da, da, cu invitați de onoare, cu cântăresc cu care am colaborat, chiar să vină, deci nimeni, nu trebuie să-i plătească nimeni și cu o festivitate, cu o masă lăsată. Asta să fie un cadou pentru iubitorii folclorului, exact, autentic. Exact, da, și chiar asta vreau să urmăresc. Și în primul rând celor care v-au îndrăgit, da. Și au crescut. Da, chiar vreau să dau un spectacol în Sighet sau... Când v-ați gândit să... Păi, după ce scot CD-ul ăsta, sper că mai... După Sfântul Ion, așa, sau spre primăvară? Spre primăvară, că nu știu dacă o reuși și nu vreau să promit și să nu pot să intru în promisiunea pe care o fac și să nu mă țin de cuvânt. Deci, ca o să fac. Și vreau să o fac ori aici în Sighet, la sală sau undeva, să văd unde o să pot, ori în comuna mea, de unde m-am lăsat, în Leordina, la Căminul Cultural. Eu v-aș sugera să le faceți invitați. În două locuri. Acum... Și la Leordina și aici, adică nu. Și la varianta asta m-am gândit, poate mi-ar fi mai greu, pentru că eu cântărețe care îi invit, colegii mei, nu mi-or cere nu știu ce. A, e greu din să... Dar trebuie ca să le decontez cel puțin drumurile, care vin mulți de departe, care cu cântăreți de marcă, cu care am cântat, cu Iosif Soclodea, cu mulți alți cântăreți din Banat, din Bistrița, Petre Petruse, Cornelia Ardelean și mulți alții, care sunt mulți, care nu să le dau numele la toți. Sperăm să vi se îndeplinească dorința și așteptăm cu nerăbdare în primul rând CD-ul și după să vă vedem în spectacol. Da, Doamne, să se realizeze cât mai repede. Mulțumim frumos! Și eu vă mulțumesc!